Danei Carnavalului, de Ion Luca Caragiale. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte. Persoanele, în ordinea indicată de autor: Naie Girimea, frizer și sufirurg, Iancu Pampon, fost tist de vardiști, tist ofițer comandant, Mache Razachescu, ce mai zice și Crăcănel, un catindat de la percepție, Iordache, calfă la Girimea, un ipistat, Didina Mazu, ex-marșandă, adică fostă precupeață, Mița Baston, un tenăr, o mască, măști, public, sergenți de noapte, într-un carnaval în București. Actul 1. Un salon de frizărie de mahala. Scena 1. Iordache, apoi Pampon. Iordache, calfă, șa de pe un scaun și dă un brici la piatră fredonând. Iancu Pampon, fost tist de vardiști. Aici este frizeria lui domnul Aigirimea. Da, poftiți? Barba, părul? Nimic. Atunci poate vă spălați la cap. Eu nu mă spăl niciodată la cap pentru că sufăr de... Dămăsea, știi cum ți-o scot odată? Ei, nu dămăsea, sufăr de bătăi. De bătăi, știi cum le... Ei, lasă-mă în pace, omule, nu mă spăl la cap pentru că sufăr de bătăi de inimă. Înțelegi odată că n-am venit pentru alici ferici. De atunci pentru ce? Am o trebuință cu dumneai, Girimea. Nu cumva ești dumneata. Na, eu sunt calfă. Domnaie nu este aici? Nu, domnule, îl aștept. Trebuie să vie foarte curând. Atunci îl aștept și eu. Se poate? De ce nu? Poftiți. Mă rog la dumneavoastră să fac și abonamente. Da, 12 rasuri, 3 franci, ceva la viva de concurență. Să poftească oricare dacă le dă mâna. Păi glumești dumneata, vine un ras, ori un tuns 25 de santimuri, cu pudră, unde migdale, livantă. Pentru frezat, spălat, bătături, se plătește supliment. Și biletele de abonament le aveți cu o pecetie ca ăsta? No, ăsta este din ale vechi. Gândesc că numai ăsta a mai rămas. Pe semne că dumneata ai luat biletul ăsta de mult și ai plecat din București. Trebuie să vi-l schimbăm. De astea le-am tras din circulație. Nu. E altceva cu biletul ăsta. Până acum vreo 3 luni le-aveam așa, pentru economie, adică. Punea Donaie pecetea pe o bucată de hârtie unde mucava și pe urmă la fiecare răsătură trăgeam cu cerneală o dungă, până se făcea 12. Acum, pentru că ni s-a întâmplat o istorie cu un spițer, a hotărât Donaie să dea la tipografie să-i le facă cu numere. L-am ras, țac, îi tai numărul. Cu un spițer? Ce istorie? Al dracului spițerul. Închipuiește-ți dumneata. Lua un bilet, îl rădeai, trăgeai o dungă. Să zicem că asta era marți. Ba, joi, iar o dungă. Sâmbătă alta, 3 dungi. Marțea elaltă, te uitai la bilet. Numai o dungă. Peste asta mai trăgeam una. Una și cu una, două. Joi mai trăgeam una, care va zică 3. Bun. Marțea aia-laltă, biletul alb. Alb? De tot. Păi cum asta? Așteaptă să vezi că e frumoasă. Am mers așa preț de vreo 10 luni de zile până să băgăm noi de seamă. Mușterii mulți, l-ai ras, i-ai tras dunga, te culci pe urechea și nu-i mai ții altă socoteală. Într-o sâmbătă seară vine spițerul. Și nu știu cum dăm vorbă, era multă lume în prăvălie, lui Donaie îi se pare că spițerul cere un bilet și îmi zice: Iordache, un bilet nou lui domn Frichinescu. Așa-l cheamă. Dar el zice: eu bilet nou n-am cerut, al meu e neînceput. Și scoate biletul alb ca laptele. Măi, ce dracul, ne uităm noi lung, eu și cu Donaie, la bilet, pe urmă ne uităm la spițerul, pe urmă unul la altul și Donaie zice: bine, și îi trage o dungă. Pleacă spițerul. Zice Donaie Iordache: biletul spițerului e cu scamatorie. Ia să-l ținem noi de scurt. Orică ne-a luat bilete, orică ne-a furat pecetia, orică și-a făcut el alta pe model. Că prea se întinde abonamentul lui ca cașcavalul prăjit. E, în sfârșitul sfârșitului ce era? Stai să vezi. Al dracului spițerul. Asta era într-o sâmbătă. Marți dimineață
altă dungă. Dar acum le însemnam și cu tibișiri pe pervazul ușii. Două! Joi alta 3, sâmbătă alta 4. Joi! E, spune odată că n-am vreme de stat. Păi că ziceai că l-aștepți pe Dornaie. Bine, l-aștept, dar spune odată! De că nu mă lași. Joi, un ras și un tuns. Două dungi. 5 cu 2, 7. Pe bile 7, pe ușă 7. În sfârșit sâmbătă, îl ras iar. Dau să scriu dunga. Pe bilet erau 4 și cu una a cu 5, pe ușă 7 și cu una 8. Spițerul nu știa că mijlocește contabilitate dublă. Marți pe ușă 8 și cu una 9, pe bile 3 și cu una 4. Și pe urmă joi pândește că nu e Dornaie în prăvălie și intră. Și după ce îl ras zice, scrie una că am luat bilet nou de la Dornaie. Pe ușă 9 și cu una 10. Prin urmare? Prin urmare. Ștergea dungile cu doftorii, cu metaluri de ale lor de la spițărie. Păi și cum a rămas? N-a vrut Dornaie să facă scandal, măcar că era de un procuror ceva. Dornaie, știi, mai galant, i-a luat biletul și vreo 5 franci cât i-avea în buzunar, i-a făcut un moral bun, din por și din măgar nu l-a mai scos, i-a tras vreo 2 palme și l-a dat pe ușa afară. Pampon, care a ascultat cu atenție, că a lovit de o inspirație. Ce idee mi-a venit! Parfumurile, odicoloanele, pomădurile, liubemurile, titinii, spițerul! Da! Zici că biletele astea le-a stras din circulație de mai bine de 3 luni? Da! Zici că domna a luat înapoi biletul cu scamatoria de la spițerul? Da! Spițerul în vreme de 10 luni cât v-a tras pe sfoară, mai cum bilet a lucrat? Știu și eu. Era peste putință. Atunci v-ați vă dat de seama mai degrabă. Ia-te-ți aminte. Păi de unde să-mi aduc aminte? E de mult. Ce idee, să vedem. Mă duc, mă întorc numai decât. Spune lui Dornaie că am să-i vorbesc. Viu cât mai degrabă. Pardon, madame. Scena a doua. Iordache, Mița Baston. Mița. Iordache, unde-i Nare? Nu știu, a plecat de azi dimineață și până acum nu s-a mai întors. Trebuie să vie ca să mă pot duce și eu la masă. Am să-l aștept și eu. Dar dacă vine târziu, eu ce să fac? Să rap de foame? Trebuie să închizi prăvălea, să mă duc la mâncare. Nu știu, nu voi să știu de nimic. Iordache. Ce? Iordache, sunt nenorocită. Ar simți crăcănel ceva? Aș crăcănel. Îți spui că sunt nenorocită. Pentru? Nae! Nae pe care l-am iubit! Pe care l-am adorat pentru eternitate, până la nebunie. Tu știi cât l-am iubit? Ei, da. Ei, ce? Nae! Mă traduce! Aș! Mă traduce la sigur! Fugi de acolo! La sigur! De 8 zile nu l-am mai văzut? Îi scriu. Bibicule! Bibicul, adică iubitul, amantul. Bibicule, Mangafaua pleacă mâine miercuri la Ploiești. Remi singură și ambetată, sunt foarte rău bolnavă, vino să-i tragem un chef. Și Năică nici nu-mi răspunde. Iubește pe alta, mi s-a făcut semn. În cărți cade mereu gând la gând cu bucurie, cu dragoste, cu temei, cu întâlnire pe drum de seară, cu o damă de verde. Aș, nu mai crede în mofturile cărților, frate. Trebuie să o știu, trebuie să o aflu și să vedem. O să fie un scandal! Da, un scandal! Cum n-a mai fost până acum în universul! Aș, nu-i nimica! Ți-ai făcut spaimă de gelozie! Un muștiriu. Poate mă cunoaște. Nu voi să mă compromentez. Trec să aștept în odaie. Scena a treia. Iordache, catindatul de la percepție, legat cu o bazma la fălci. Catindatul. Al dracului mă doare, dar știi cum? Lucru mare nu mai merge. M-am hotărât, trebuie să încerc și pe asta. Ia poftiți, poftiți. Știi să o scoți? Scoate-mi. N-ai idee cum să o scot, până să clipezi din ochi, odată, pac. Ia poftiți, poftiți. Mersi. Ia poftiți. Ce n-am pus, domnule? Ce să-ți mai spui? Ce n-am pus? Mi-am tăbăcit gingiile. Ce n-am pus? Să-i pui, domnule. E o dată vătămată, s-a isprăvit. Picături de rădăcină de clește. Ce n-am pus? În sfârșit,
Astăzi m-a învățat unul de la noi, de la percepție. A, dumneata ești de la percepție? Da, că atindez până la o vacanță. Nu e vorba, am cu ce trăi. Am parte în bogaserie la Ploiești? Bogaserie, prăvălie cu articole de manufactură, mai ales pânzeturi și cătușeli pentru haine. Îmi trimite parale, nenea Iancu. Dar știi, ori și cât poți zice, trebuie pentru ca să-ți faci o carieră ca tânăr. Da, e vorba. Eu aș fi avut parale multe dacă nu mă încurcam în tratații de amor pe vremea războiului. O iubeam, o iubeam. Și ea mă traducea cu un ofițer de itidenție. Și acum? Acum? Nu spui? Că atindez la percepție. Dacă atindez de mult, știi? Că atindez azi, că atindez mâine, o lună, două, trei, un an. Bine, dar până când? Nu zic să mă fac ajutorul înregistrat, domnule, dar măcar acolo ceva. Adică să te înaintezi. Măcar copii de clasa a doua. Și acum câte leafă primiți? În mână? Nu ți-am spus că sunt catindat? Nimic. De 2 ani de zile, nimic. Nimic? Nimic. Dar reținere nu vă face? Asta ce-i dreptul, nu. Tot e bine. Ei, ia, dezleagă-te. Pentru ce? Păi legat nu poți. Ce? Pentru că nu poți căsca gura. Dar pentru ce să cazi gura? Hai minte cum să-ți o scoți. De ce să-mi scoți? Asta îmi place. Pentru ce ai venit aici? Măseaua. Măseaua? Păi da, măseaua. Știi cum să scot? Până să clipezi din ochi o dată, pac, șezi. Mersi, am șezut destul. Trebuie să stai jos, să am loc în sus să trag de-a picioarele cum. Nu mai scoți, mi-a trecut. Cum ți-a trecut? Nu ți-am spus că m-a învățat unul de la noi, de la percepție? Zice că a citit în cartea lui Matei. De la Matei citire? Nu, nu vanghelistul, ăsta e altul. E doctor de bătături în Italia și face și vopsea pentru păr. E? Să zicem că mă doare. Întâi rapt cât pot. Pe urmă pui doftorii. Pe urmă, dacă văz că nu mai merge, mă duc hotărât la bărbier să mi-o scoață. Bun. Cum intru? Ei, prin urmare. Cum intru? Zic serios. Știi să o scoți? Scoate-mi. De pare exemplu adineaur la dumneata. Dumneata nici nu înțelegeai ce vreau eu. Și pe urmă mă dau în vorbă mai de una, mai de alta. Dar când intru, simți odată ca un cuțit cald și pe urmă rece. Pe urmă, din vorbă în vorbă, vii dumneata, sub chirurgul, cu cleștele. Atunci, deodată, simți iar un cuțit rece și pe urmă numai decât cald. Și pe urmă nu mai simți nimic. Vezi, dumneata, pe semne, nu știu cum devine careva să zică de este al naturii lucru ceva, că măseaua, în interval de conversație, de frică, trece. E? Al dracului italianul! Puși, domnule, cu superstițiile italienești. Îmi pare rău de dumneata, om tânăr. Bine, dumneata nu vezi cum e naturelul la toate? Că trebuie să aibă o bază, măcar cât de mică, dar să fie bază. Ce nu are bază, cum poate să fie naturel? O să-l spui dumneata că Matei el al dumitale, că eu nu-l cunosc. Te-a învățat adică să mergi prin ploaie fără umbrelă și să zici numai așa la un capriț că e soare și să nu te aude. Auzi, dumneata, mofturi italienești. Așa e, de când n-are a face cu măseaua. Ba prea are a face. Ba nu. Ba da, tot lucru naturel. Ba nu, hai. Ce? Iar m-a apucat, dar rău, rău de tot. Vezi, vorba mea știu eu. Știi să o scoți. Scoate-mi! Ce? Aduclește-le! Zic că te-a ciupit un purice, o rată, pac! Mi-a trecut! Ai văzut? Vorba mea, știu eu, al dracului italianul! Oh. Salutare, neică, și mersi! Stai, domnule! Nu mai pot, e târziu!
Am treabă la canțilerie. Am o groază de avizuri de făcut. Salutare, Nicol! Și mersi! Scena patra. Iordache, apoi Miza. Așa, haplea mai rar. Ce dracu face doamna aia de nu mai vine? Sunt aproape de 12. Mă leșind de foame. Mița, uitați-vă. N-a venit n-ai încă? Uite ce e cu anămițul. Dumneata, tot zici că l-aștepți. Eu mă depez aici aproape să-mi buc ceva. Și mă întorc numai decât, nu-i așa? Poți să te duci. Dar nu pleci. Să nu rămâie prăvălia singură. Ți-am spus odată, l-aștept până mâine, până apoi, mâine până au venit. Atunci mă duc. Mă întorc la moment. Scena cincea. Mița, apoi Pampon. Să-l aștept. Da, să-l aștept. Trebuie să vie. Să mă traducă pe mine noaie și să nu-mi răzbun. Peste poate. Mă rog, domnule, n-a venit încă. Nu știu. Nu, domnule. Și eu îl aștept. Dacă poftiți și dumneavoastră să-l așteptați, vine. Ori gâns, ori băiatul. Mersi, madame. Curățică. Dumneavoastră sunteți rudă ori consoarta dumnealui. Nici rudă, nici consoartă, domnule. Îi sunt... Adică eu am fost amică. Am venit pentru o mică afacere. Ca și mine. La dumneata nu poate să fie ca la mine. La mine e chestiune de traducere. În amor? Da, în amor. Ca și la mine. Ca și la dumneata? Cum? Mi se pare, adică nu mi se pare, sunt aproape sigur că sunt tradus. Ca și mine. Și numai domnaie poate să mă puie pe urmele aceluia care a devenit în chestiune. A, dar n-are să-mi scape. Sunt hotărât. Am să-i dau o curățenie spițerului să mă pomenească. Spițer? Da, desigur, spițer. Aflase-mă adineori cum îl cheamă de la băiatul de aici. De la Rudache. Da, îmi spusese cum îl cheamă, dar i-am uitat numele cu gândul la dovezi. Pentru că am dovezi. Niște hârtii pe care le-am găsit în odaie la Didina. Didina? Da, amanta mea. Cel mai sacru amor pentru care mi-am sacrificat cariera de militar. Fiindcă până să nu o cunosc, am fost chist de vardiști la Ploiești. Chist de vardiști, ofițer, comandant de vardiști. Și sunt turbat de gelozie. Toată noaptea n-am dormit. Mie îmi spui ce-i gelozia. Numai o noapte n-ai dormit. Nu știi nimic câte nopți. Nu, azi noapte nu a devenit din gelozie pentru că nu începuse încă chestia. Am jucat la podul gârlii Conțina cu niște papugii până la 6 dimineața. I-am ras. Conțina. Corect, Concina. Joc de cărți. Să nu te bucuri. Și eu câștig la Concina, dar ce folos? Noroc la cărți, nenoroc în amor. Așa, la mine nu e noroc, e știință. Iau la sigur. Poate ca să am o goană nebună să pierz. Adică nenoroc, ghinion. Eu joc Concina oarbă cu fantele. Valetul la jocul de cărți. Și am eu merchezul meu. Merchez... Tertip, șiretnic, truc. Bună oară, cărțile le țin în stânga și joc cu dreapta. Am bătut cu fantele, pui cărțile bătute jos și fantele la loc în mâna stângă, pentru altă ocazie. Azi noapte i-am stins. Nu mai vine, n-ai. Astfel, dar azi dimineață, conița mea, pe la 6 ceasuri, mă întorc acasă. La Didina. Bat în ușe, se scoală somnul ăla să-și-mi deschide. Era încă întuneric. A prins lumânarea, dar când viu prea târziu, e întotdeauna supărată și începe să mă certe. Acum nu zice nimic. Se întoarce, pardon, cu fața la perete și tace. Zic eu în gândul meu, e supărată să o las să doarmă. Când o vedea mâine că am câștigat 3 poli, trece. Dau să mă dezbrac și văd jos lângă mescioară 2 hârtiuțe. Mă plec. Cum le-am văzut, am simțit un fior rece. Mă plec, le iau. Ce era? Un bilet de abonament la vrizeria model a lui domn Nae Girimea. Nae Girimea? Da. Și un bilet de amor de la o damă către bibicul ei. Bibicul? Da, către spițerul. Să vezi cum am aflat pe urmă că e spițer. Bibicul? S-ar putea? Cum am citit hârtiuțele și am văzut pecetea pe bilet... Frizăria model Nae Girimea. Mi-am luat iar baltonul și pastolul și am ieșit binișor. Didina a dormise iar. Mă duc la poliție, cercetez și aflu că aici e frizăria. Am venit, domn Nae nu era aici.
Băiatul mi-a spus că bilete de-astea... În sfârșit! În sfârșit, ce să mai lungim vorba degeaba, conița mea? Spițerul este! După câte mi-a spus băiatul, am fost cu biletul la ospițărie. Am spus că aveam ceva scris pe el și s-a șters cu un fel de asenție. Și că aș vrea să știu ce era scris. Se poate? Și spițerii, nu știu ce a făcut, ce a turnat pe bilet, mirosea spir de țiperic. Și în 2 minute a ieșit iar dungile la loc. Să fie cu putință! Le-am numărat! Sunt 55 de dungi! Spițerul Michel, l-am prins mai rău decât domnaie. O să-i dau o curățenie, să-i rup șalele. Să fie naie? Ce răzbunare ar fi! Domnule, zici că biletul de amor este către Bibicul? Da. Și e iscălit de cine? A ta adorantă Mița. Mița! Dumnezeule! Ce? Domnule, ești sigur că e spițer? Firește, mai sigur se poate. Biletul era alb, spir de țiperic și durată 55 de dungi. Le-am numărat. Poftim să le numeri și dumneata. Și ai venit aici pentru ca să afli numele omului cu chestia de traducere? Da. Eu am o presimțire. Care? Cum este amanta dumitale? Cum să fie, adică? De roșu, de ghindă, de dobă, ori de verde? De verde. De verde! Da. Și ai la dumneata biletul către Bibicul pe care zici că l-ai găsit în odaia Dani de verde? Da. Hai să-l văd de grabă. Ia câte-l. Am să vă răzbun. Domnule, nu te juca cu inima unei femei nenorocite. Spune drept. Biletul ăsta l-ai găsit în odaia amantii dumitale? Jură! Pe onoarea mea. Uită-te la biletul ăsta. L-ai citit? Bibicule, Mangafaua pleacă mâine miercuri la Ploiești. Rămin singură și ambetată, sunt foarte robolnavă. Vino negreșit. Am poftă să-i tragem un chef. A ta adorantă, Mița. Ai văzut biletul? Acum uită-te la mine bine. Hei! Hey! Eu! Eu sunt nenorocita care am scris biletul ăsta. Se poate? Da, da, se poate. Și omul care a fost la Didina dumitale este amantul meu. Amantul dumitale? Spițerul? Ce spițer? Noi spițer? Trebuie să am o explicație. O să-mi răzbun. O răzbunare teribilă. Amantul dumitale? Aha. Trebuie să știu și eu. Trebuie să-l văz! Eu nu mă mulțumesc pe răzbunarea dumitale! Trebuie ca să-mi răzbun eu! Juri să ne răzbunăm împreună? Jur! Scena a șasea. Aceeași Iordache. Coadă, Mițo! Este aici! Vine! Nae? Domnae! Pardon! Vine Crăcănel al dumitale. Viu într-un suflet de la bir din colț. Crăcănel a intrat în bir, a întrebat de prăvălia lui Donaie Girimea și băiatul l-a îndreptat aici. Ascunde-te, iute! Vine, trebuie să fie la ușă. Crăcănel, ce caută? Treci de grabă în odăiță. Te duci? Da, când o pleca de-mi neveste. Păi vând de grabă. Bine, dar cu chestia noastră, cum rămâne? Mai vorbim noi. Ciudat lucru. Să fie vreo mofta în joică. Mă rog, cine-i persoana asta? E o damă. Bine, damă, o văz eu că e damă, dar cine e? Lasă că spun eu. Scena a șaptea. Aceiași și Mache Razachescu. Ce mai zice și Crăcănel? Crăcănel. Mă rog, aici este domna frizerul? Aici este, dar nu e acasă. Dar mă rog, se întoarce. Cine e domnul ăsta? Lasă că-ți spui eu. Aud? Nu cred să se întoarcă așa de grabă. Dacă aveți trebuință chiar cu dumnealui, atunci poftiți mai pe seară. Poate să-l găsiți. În sfârșit, eu tot mai pot aștepta. Poate să vie. Așteptați degeaba, domnule. Vine foarte târziu. De unde știi? Poate vine mai curând. Cum dracu să-i fac cu... Dacă spune odată omul că vine de seară. Ei, poate să am noroc. Nu știi dumneata de câte ori prezi să stai un ceas și stai 5? Ei, de ce adică să nu pleci odată pentru 7 și să stai numai unul? Fai vânt! Nu e chip, zice că vrea să aștept. Ce dracul caută aici? Știu, eu caută pe Donaie. Nu înțeleg. I-a spus că Donaie vine de seară și tot zice că l-așteaptă. A, stai, că îi am eu leacul. Domnul ăla l-a dus? Nu, e aici. Să mă aștepte.
Bate minușă când le exoflisi pe crăcănel. A exoflisi, a da afară. În limba veche a achitat complet o sumă de bani. Le exoflisesc eu acum, să vezi. Da, mă, a zis să aștepți. Bine. Ei, băierule, domnule, nu mai vine. Eu trebuie să închis prăvălia, că am treabă să mă duc în târg. A, închizi. Atunci, dacă închizi, trebuie să mă duc și eu. Firește că trebuie să te duci. Nu o să te încui aici. Dacă e așa, salutare. Mă întorc eu mai târziu. Cu plecăciune. S-a dus al dragului dobitoc. De ce mușterii am eu parte astăzi? Mă rog, cine e negustorul ăsta? Urâtul ăsta? Este amantul damii de colo. Amantul damii de colo? Da. Care a vorbit cu mine adineauri? Mița? Da, da. Bibicul ei? Ăsta e bibicul? Da, frate, când îți spui odată, e amantul damii de colo. Și te prinde mirarea. A pus mâna pe bibicul! Nu-l las nici mort! Nici mort! Scena a opta. Iordache, Naie, apoi Mița. Ăsta este nițel că am țignit. De ce mușterii am parte eu astăzi? Frumos carnaval! S-o scos pe Mița. Domn Naie, în sfârșit, credeam că nu mai vii. Naie, frizer și subchirurg. De ce? Te-a căutat doiști. Cine? Unul, nu știu cum îl cheamă, și da, ălaltă era Crăcănel. Crăcănel? Da, și coana Mița. E aici? Mița aici? Nu i-ai spus că nu sunt acasă și că viu târziu? I-a spus, dar a zis că te așteaptă până mâine, până poimine. Am profitat de ocazie și m-am dus la birt în colț să mănânc ceva. N-apucasem să gust de două ori și hop, Crăcănel vine în birt și întreabă pe băiat unde e frizăria modela lui Don Naie. Am alergat de grabă să-i dau de veste cu animiții. Era aici și negustorul ălalt și care un bilet de abonament să-l schimbe, să te întrebe ceva, în sfârșit nu știu bine. Care va să zică Mița e aici. Aici, bibicule. Ce? Îți pare rău? Să-mi pară rău? E că să-mi pară rău. Se poate? Trimite de aici pe Iordache. Am să-ți spui ceva între patru ochi. Auzi? Iordache, dacă nu mai ai treabă, fii bun și ne lasă. Am să-i spui ceva lui Don Naie în secret. Mă duc. Să-mi sprevesc porția de varză. Scena a noua. Mița, Naie. Pentru ce încui ușa? Poate să fie iar cineva să ne facă deranj. Am să-ți spui ceva în liniște. Naie, bibicule, nu mă mai iubești? Na. De unde ți-a mai venit și asta în cap? Pentru ce n-ai venit alaltăieri seară când ți-am scris? Eram bolnav alaltăieri. Minți. Ai primit biletul meu? Da. Unde e biletul? Arată biletul. Pe semne că l-am pierdut. L-ai pierdut? Unde l-ai pierdut? Știu eu unde l-am pierdut, că dacă știam că îl pierzi, firește că nu-l pierdeam. Nu știi unde l-ai pierdut? Nu. Bibicule. Bibicule. Ei? Vezi tu sticluța asta? Ei, ce? Știi ce are înăuntru? Cerneală. Nu cerneală, năică, vitrion englezesc. Vitrion? Ești nebună? Da, vitrion. Ți-e frică? Firește că mi-e frică, na. Pentru ce, dacă te știi curat? Pentru că tu nu știi ce e vitrionul. Ba da, e un fel de metal. Nu știi ce poate face? Ba da, pârlește, năică, arde, bibicule, momentan toți, toți! Și mai ales ochii! Dă-mi sticluța! Așa. Pentru ce să-ți ia asemenea lucruri? Pentru ce? Pentru ce? Îmi trebuie! Pentru ce îți trebuie? Pentru ce? Pentru dumneata, musionărică! Și pentru divina, dumitale! Care titiră? Tu știi ce spui! Știi, dumneata, mai bine decât mine, nu umbla cu mofturi! Șarlatane! Care didina ai? Didina! Pentru care mă traduci pe mine, didina pe care o iubești, didina la care ai fost azi noapte, mizerabile! Nu-i adevărat, am stat acasă bolnav! Minți! Adineaul spuneai că nu știi unde ai pierdut biletul. Să-ți spui eu, biletul meu l-a găsit în odaie la didina dumitale, respectivul ei! Respectivul? Pampon? Vezi, vezi! Știi?
știi cum îl cheamă, da? Un alt bărbos, fioros, cu care o să ai de-a face chiar astăzi. Pentru că s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arătat biletul meu și eu i-am declarat că omul cu traducerea este acela care mă traduce și pe mine. Amantul meu, fidelul meu amant, căruia eu i-am fost întotdeauna fidea. Ce ai făcut? Pamponte caută să te omoare. Dar până să-și răzbune el, am să vă omor eu. Eu! Pe Didina, pe tine și pe mine. Mița, neică, vino-ți în șire. Lasă-mă. Nu te las, pentru că te iubesc. Nu mai împiedi. I-a găsit buzunarul. Te iubesc. Pe tine. I-a luat sticluta. Înțelege că e încurcătură la mijloc. Mi-ai pus pe nebunul de pampon în cap. Neata ți l-ai pus. Vrei scandal cu orice preț? Da! Fă scandal! Da, pentru că m-ai uitat de bine. Le-ai uitat pe toate. Ai uitat că sunt fică din popor și sunt violentă. Ai uitat că sunt republicană, că în vinele mele curge sângele martirilor de la 11 februarie. Ai uitat că sunt ploieșteancă. Da, ploieșteancă, năică. Și am să storn o revoluție. Da, o revoluție. Să mă pomenești. Nu fi nebună, ce o să faci? Ce o să... Ah, mi-ai furat sticluța. Scamatorule, mi-ai furat sticluța. Dă-mi sticluța, șarlatane. Mizerabil, infame. Bate cineva. Deschideți. Deschide-ți de grabă! Nu vei deschide până nu-mi dai sticluța! Se pune în dreptul Lucy. Naie o dă în lături, trage ivărul și deschide. Iordache intră repede. Scena 10-a. Aceeași Iordache. Vine Crăcănel turbat, s-a făcut scandal, l-a pătut ălaltul care era aici. Ascunde-te, vine! Nu mai voi să știu de nimic! Să vii oricine! Voi scandal! Se repede să ia un brici. Voi să mor! Naie, repezindu-se și smulgându-i briciu, o apucă de amândouă mâinile și o târăște spre dreapta. Haide dincolo să-ți dau sticluța. No! Fugiți! Iacă-te-l, fugiți! Haide! Hai! Scena a 11-a. Iordache. Crăcănel. Asta nu! Asta nu poate să rămâie jos. Ai mai pomenit dumneata una ca asta, domnule? Ce, domnule? Domnule, adineauri, știi că am plecat de aici? Da. N-apuc să ajung în colț și auzi pe urmele mele, psst, psst, bibicule. Pe mine mă cheamă Telemac. Mache, nu mă cheamă bibicul. Învăț de drum. Iar, psst, psst, bibicule, eu merg înainte. Când mă pomenesc că mă apucă cineva pe la spate de guler, mă întorc. Zice, te faci că n-auzi, bibicule, ai? Eu zic, nu mă cheamă bibicul, domnule, mă cheamă Telemac. Mache, bibicule, zice el deodată, ești un mizerabil, ai făcut un abuz mare, ai înșelat o femeie, dar aia face acum cu un bărbat. De mult te caut. Avem să ne răfuim amândoi. Acum nu-i vreme, dar până una alta, ca să știi cu cine ai a face, poftim o arvună. N-apuc să răspunzi, domnule, și șart part, trosc pleosc, patru palme, îmi turtește pălăria și mi-o aruncă cât colo. Până să mă plec să o ridic, infamul se suie într-o trăsură și pleacă. Chem sergentul, nimeni. Ah, dar trebuie să știu cine-i dobitocul ăsta zmintit. Trebuie să știu. Cum îl cheamă? Știu cine-i ăla. Este mizerabilul care era adineauri aici cu dumneata când am venit eu. Nu știu cum îl cheamă. Trebuie să știi. Trebuie să-mi spui. Nu plec de aici până nu aflu. Chem poliția. Fac scandal. Scena a 12-a. Aceeași catindatul, Naie, apoi pampon. Apucat rău! S-ai venit iar la doctoria lui Matei. Nu mai merge, tinerule! Domnule, înțelegi odată și spune-mi! Ce e, domnule? Domnule, un dobitoc!
un infam care era adineori aici, m-a insultat cu palme pe mine, mache, ca drept bibicul. Către Iordache încet. Pampon a fost. Treci dincolo, i-a venit rău nebunii. Ce? Dumneata ce poftești? Nu știi să scoți. Scoate-mi. Șezi. Domnule, n-am vreme de stat. Spuneți-mi cum îl cheamă. Nu știu, domnule. De unde vrei să știu eu numele la toți mușterii? A din fund de tot? Dezleagă-te. A, bibicule! Iar dumneata! Nai, cu un ochi la ce se petrece între Pampon și Crăcănel și cu altul la Catindat, pe care îl ține cu putere, cercând să-i vâre mâna în gură și care se zbate și nu vrea să se lase. Numai s-o vezi, n-o scoți. Domnule, mă cunoști dumneata pe mine? Cum să nu, bibicule? Ajutor! Poliție! Bărbit! Ce-ți binișor? I-a venit pandaliile. Era să-și taie gâtul cu briciu. E nebun! Ajutor! Poliție! Bărbicule! Nu mișca! Mi-a scos alta! Mă sea nevinovată, domnule! Cortina, actul al doilea. O sală deoparte a unui bufet într-un bal mascat de mahala. Scena întâi. Catindatul în costum și cu masca scoasă, șezând la masă și bând rom. Apoi chelnerul. Catindatul bătând în masă. Chelner! Vine! Am început să mă încălzesc. Ori magnetismul, ori electricitatea lui Matei. Nu știu ce e, dar lucrează. Am început să mă încălzesc. Vine, vine! Unul de la noi, de la percepție, m-a învățat. Vrei să-ți treacă? Mănâncă, bea, fă petreceri și magnetizează-te. Dar magnetizează-te strașnic cu Jamaica. Și mă magnetizez. Cald. Bine, bine, bine! Nenea Iancu, săracul, dacă ar ști cum mă magnetizez și unde... Scoate de sub costum din sân o scrisoare. Am aflat că umbli prin cafenele și pe la baluri. Dacă mai aflu astfel de chestii, nu-ți mai trimit niciun gologan. Viu să-ți lungesc urechile, te iau înapoi la prăvălie și te pui la ipitropie. Măcarule, mie, adică îmi scrie nenea Iancu. Bine! Socoteala! Și încă un rom. Asta e al patrulea. Ba al cincilea. Ba al patrulea. Al patrulea l-ați băut? Și cu unul care-l comandați acum? Cinci. Așa, cu el de acum? Da. Cald mie. Lucrează magnetismul. I-am dat leac. Vezi ce e când nu știe cineva? Era aproape de mintea omului. Durerea devine din măsea. Măseaua devine din răceală. Răceala devine din frig. Din cald devine că nu mai e frig. Dacă nu mai e frig, va să zică că răceala se duce și vine căldura. A venit căldura, a trecut durerea. Par exemplu, lucrează magnetismul, arde, foc, calmie. Un rom și țal. Cinci romuri, unu și cincizeci. Șase. Nu, cinci. Ba șase. Cinci cu ăsta care l-am băut și cu unul care o să mi-l aduce acum. Șase. Lucrează strajnic magnetismul.
am să tachinez astă seară. Da, am să tachinez. Pe toate am să le tachinez. Strașnic de cald. Scena a doua. Catindatul, Didina, apoi Tiernerul. Didina Mazu, ex-marșand, adică fostă precupeață. E în costum de polonez, cazacă cu brandenburguri, mântăluță cu blană, pantaloni în cizme cu carâmb, în cap căciulă poloneză cu un pampon mare, bătând în masă. Băiete! Vine! O mască am s-o tachinez? O bere! Vine! N-a venit n-ai încă. Scoate o scrisoare. Prea iubita mea, Angela, s-a întâmplat un caz de o comedie mare în chestia noastră, prin respectivul tău pampon și o individă. Trebuie să ne vedem de seară ca să-ți pui cum curge în defavor toată intriga asupra romanțului nostru. Să jur că devine ca la teatru, pentru care nu cumva să lipsești de seară de la bal, cum ne-a fost vorba. Trimite-l pe pampon să joace conțina și vină negreșit. Al tău adoram până la moarte, Nae. 12 aproape și nu mai vine. Chelnerul aduce berea, o pune pe masă la Didina și iese. Bonsoir, masca! Am să tachinez! Ce mai faci? Bine, mersi! Uite, bea o bere! Dar dumneata, ce faci? Și eu bine, mersi! Mă magnetizez cu Jamaica! Îmi pare bine! Și mie numai puțin, parol! Al dragului știu să le tachinez! Să-l mai caut în bal! Ce? Te duci mască? Da, mască, mă duc! Chenelul vine! O bere, o plătesc! Aruncă banii pe masă. Și mie o Jamaica! Nu mai stai nițel? Să mai beau un magnet și pe urmă te joc! Nu, mersi! Să te joc o conțină oarbă! Conțină oarbă? Să mă fi cunoscând? Pe două consumății și o curiță Mazu! Mazu, adaos, supliment la jocul de cărți. Sumă cu care un jucător majorează miza inițială. Strașnic tachinez! Mazu? M-a cunoscut! Iese repede. Ieșind, pomponul de la căciulă-i cade. Strașnic am tachinat-o și mi-e cald. Mi-e cald. Mi-e foc de cald. Întorcându-se și zărind pomponul jos. I-a căzut polinezului istoria de la căciulă. Acum să vezi cum mă tachinez. Ia pomponul și-l pune în piept. Acum să vezi cum am să tachinez. Scena a treia. Crăcănel singur, în costum de bal, intrând din bufet. Apoi Chenerul. Îl cheamă Ian cu pampon. Îi mai zice și conțina cu 5 panți. A fost tirs de vardiș de noapte la Ploiești. Acum face pe jucătorul de cărți. E neînsurat, dar precontează pe una Didina Mazu, ex-marșandă. I-am luat urma acasă, de acasă la cafenea, de la cafenea iar acasă și de acasă aici. Trebuie să fie aici. Am mințit pe Mița că mă duc la Ploiești și am venit. Mi-am pus costum ca să nu mă cunoască cineva și să afle Mița cum e ea geloasă. Bate în masă, chelărul intră. Am zis o bere. Vine! Asta nu poate rămâne jos. Eu, când îmi trage cineva palme, eu turbez. Cu dinții îl apuc. Nu-l las nici lor până nu-mi spune pentru ce. Pentru ce mi l-a tras? Să știu și eu pentru ce. Trebuie să-mi spuie Michelul numai decât. Chelnerul aduce berea, cred că ne-l bea și o plătește. Chelnerul ia paharul de bere și iese. Dacă o fi deschis, mă duc drept la el. Dar dacă o fi mascat, am găsit. Mă dau binișor pe lângă toți bărbații și le zic la ureche.
Eu sunt Bibicul, Nene Iancule. Nu mai poftești? Să poftească în bal să-mi tragă. Nu, să poftească mizerabilul. Își face o țigară și o aprinde. Didina, urmărită de candidatul, intră. Cineva! Își pune masca. Scena a patra. Crăcănel, Didina, candidatul. S-a hotărât! Nu pot să scap de dobitocul ăsta! Mă cunoaște! Masca! Nu te las! Trebuie să facem o polcă! Mersi, masca, nu joc! Fii băiat cum se cade și nu te mai ține după mine! Strașnic le tachimez! Ți-am spus odată că aștept pe cineva? Ce, adică eu nu sunt cineva? Ba da, decât aștept pe cineva să mă duc acasă! Dar ce? Eu nu te poți duce acasă? Ăsta să fie, că prea e obraznic! Vai de mine, mi-am găsit beleaua cu dumneata! Îmi scot suflet! Ce să fac? Cum să scap? Ah! Masca! Am să te rog ceva! Așteaptă-mă un minut aici! Mă întorc îndată! Da, te-ntorci? Mai e vorbă! Să te-ntorci? Să nu pleci, bine, nu ne vedem, că ai pierdut ceva! Eu? Da! Acum am s-o tachinez! Aș mofturi! Zău, cum ai venit, ai? N-ai venit cu pampon? Vrei să te duci fără pampon? 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 Hotărât mă cunoaște! Trebuie să-mi schimb costumul, să-mi piarză urma! Iese repede, candidatul se repede să iasă după ea. Crăcănel îl urmărește, îl apucă în ușe și îl trage cu putere înapoi. Eu sunt Bibicul, Nene Iancule! Eu, Nene Iancu? Fugi de acolo! Eu sunt Bibicul, Nene Iancule! Nu mai poftești! Poftinte! Ba nu, nu, ia poftim! Ce să poftesc, domnule? Știi că ești curios, dumneata? Eu sunt Bibicul, Nene Iancule! Bine, dumneata, poți să fii Bibicul! Dar vezi că asta e asta, că eu nu sunt Nene Iancu. Nene Iancu e frate meu. Atunci, Nentu Iancu al dumitale este o canarie. Dar pentru ce, domnule? Asta mă privește pe mine. Mă privește familia, să mă ierți. Și l-aștept aici pentru ca să-l iau de piept și să am o tălmăcire cu dumnealui. Să vedem pentru ce. Da, pentru ce. Aș, el aștept degeaba. Nene Iancu e la Ploiești. Moftori, e la București. Nene Iancu, la București? Da, ce are să fie aici, îl aștept. Nene Iancu, să vii aici. M-am topit, sunt nenorocit. Și o să fii față și dumneata la tălmăcire. Am să te pui față ca să vezi și dumneata pentru ce Nentu Iancu al dumitale este o canalie. Nenea Iancu, vine Nenea Iancu. Și ăsta cum mă cunoaște o să mă spuie, o să mă puie față. Trebuie să-mi piarză urma. Trebuie să-mi schimb costumul. Fuge să-i dea de știre lui Nensu Iancu. Trebuie să-l siu de scurt. Scena a cincea. Mița, singură, în domino albastru cu flori, costum de bal mascat cu glugă. Apoi chelnerul. Nu e. N-a venit încă? Te-l cunosc. Are numai două costume, un cazac și un turc. N-a venit. Trebuie să se fi dus să-și ia pe individa. Trebuie să vie împreună. Să vie. Dumnezeule, jur pe tot ce mi-a rămas mai scump. Jur pe statua Libertății de la Ploiești, care să fie o istorie. Gelozie! Am să-i omor! Vine! Un vermut! Vine! Voi să beau! Voi să beau! Căci nu e în lume altă durere!
simțesc eu. Chelnerul aduce paharul. Mița îl bea pe nerăsuflate și plătește. Așa, să vii acum! Chelnerul ia paharul și pleacă. Scena a șase. Mița, Iordache în costum de turc, apoi Crăcănel. Am asudat. Trebuie să mă dau la o gargariseană. Turcul, nae. Nae! Eu sunt Mița. Mița, bună Mița, sunt eu, Iordache. Nae, a venit? Nu, n-a venit. Minți, a venit, v-am dat de urmă. L-am căutat acasă și nu l-am găsit. Vardistul mi-a spus că a plecat în costum de bal în birjă. A venit, e aici, e cu ea. Spune, spune, nu minți. E, da, da, a venit. Dar a venit și Crăcănel. Crăcănel? Aici Crăcănel nu e adevărat. Mangafa e la Ploiești. Băi, prea adevărat. Crăcănel intră. Eu sunt Bibicul, nene Iancule. Eu sunt Bibicul, nu mă cunoști? Poftim de, ia mai poftim de. E Crăcănel. Îmi cunoaște dominul. Trebuie să-mi-l schimb numai decât. Nu răspunzi? Nu poftești, nene Iancule? Eu nu sunt nene Iancu. Eu sunt nene Iordache. Pe nenea Iancu caută-l în bal. În bal? Un nenea Iancu trebuie să găsești în tot balul. Scena a șaptea. Iordache, Nae în costum de cazac, apoi catindatul. Iordache, bine că vin. Știi cine e în bal? Ia ghici, cine e? Mița! Mița! Și Crăcănel. Ferește-te, Mița te caută. Cum să scap de republicana asta? Nu găsesc pe Didina să plec. Peste putință să găsesc alt costum. Puneți masca. Bibicul ăla o să mă dea de colo, nene Iancu. Și m-a magnetizat. Lucrează magnetismul. Nu mai e poci de cald. Îl cunoști, tânărul, cum îți seama? Catindatul văzându-i. Bună idee. Mască! Mă cunoașteți? Nu. Îmi pare rău, v-aș fi rugat ceva. Ce? Să-i scoți iar măseaua. Cu plăcere, neică, dar luăm ostromentele. Ce ostromente? Pentru măsea. Și ăștia sunt bărbieri. Aș, măseaua nu o mai scoți. I-am dat de leac. Călduri cu magnetism de Jamaica. Ala-i bun! Uite ce vreau eu să vă rog. Eu am un frate mai mare în bal și mă cunoaște și n-aș vrea să mă cunoască. Ce e de făcut? Știu eu și eu aș vrea să nu mă cunoască cineva în bal. Dar dacă te cunoaște odată... Nu e alta nimic de făcut decât să plecăm din bal. No! Eu nu voi să plec, eu voi să tachinez. Voi să mă magnetizez? Bine! Am eu o idee! Ce idee? Costumurile dumneavoastră sunt de la grandirop ori particulere? Particulere! Și al meu tot particuler! Ei, haide să le schimbăm! Și apoi să mai poftească Bibicul să mă pui în față cu nenea Iancu! Faină idee! Bravo! Haide! Haide! Haide la grandirop! La cabină de toaletă! Scena 8-a. Pampon în costum intrând din bal. Este adevărat că sunt tradus. Didina mă înșală cu Pipicul, cu amantul femeii ălea. Astă seară, la cafenea, femeia aia mi-a lăsat un bilet. I-am cunoscut slova. E slova din biletul către Pipicul. Îmi scrie să vin aici, unde amantul ei are întâlnire cu Didina. Nu se poate, Zechia. Didina s-a dus la mătușică sa. Merg de grab acasă, Didina nu e. La mătușică sa, Didina nu e. Mă întorc acasă, chem slujnica. Îi trag două pereca la poliție și pe urmă o supun la intrigatoriu. Spune că Conița a plecat în costum polinez. Aici în bal este, cu el, cu Bibicul. Ah, Bibicule,
Ai scos o femeie din minți. Femeie! Ochi alunecoși, inimă zburdalnică. Asta dată n-ai să scapi. O să-ți rup șalele. O mastică! Vine! Scena a noua. Pampon Crăcănel. Nu pot să dau de nenea Iancu, ci l-am pierdut și pe frate-su. Pe ăsta nu l-am cercetat. Acum îl văz întâi. Eu sunt Bibicul. Bibicul? Da, Bibicul nene Iancule. Nu mai poftești? Ah, care va să zică mă căutai, Bibicule? Da, nene Iancule. Și eu te căutam, Bibicule. Să nu dai, să nu dai că fac scandal. Chem poliția. Stai să ne dezlușim. Mișelule, să ne dezlușim, ai? După ce mă atași la sacrul meu amor, amăgești o ființă nevinovată, o femeie. Femeie! Ochi alunecoși, inimă zburdalnică. Eu? Amăgesc o femeie? Eu nu am amăgit nicio femeie. Ele m-a amăgit pe mine și multe. Nu știu nimic la sufletul meu. Minci! Nu minți! Nu da, nu da că fac scandal. Să ne deslușim. E încurcătură la mijloc. Spune care femeie. O știi bine, Didina. Nu cunosc nicio Didina. Pe amanta mea o cheamă Mița. Da, pe amanta ta o cheamă Mița. Dacă un Mișel ce ești, nu te-ai mulțumit cu amanta. Ai atacat și pe amanta mea, Didina. Ai nenorocit-o. Nu e adevărat. Am dovezi. Ai uitat la Didina un bilet de abonament la fizerie. Nu e adevărat. Eu nu mă raz cu abonament, eu mă raz la carte. Și un bilet de la amanta ta. De la amanta mea? Îți spui eu că e încurcătură. Nu e nicio încurcătură, Mișelule. Amanta ta, Mița, îți chisese de miercuri că te așteaptă. Că Mangafaua pleacă la Ploiești. Miercuri? Ploiești? Mangafaua? Da, și tu, Bibicule, în loc să te duci la ea, o părăsești și te dai pe furiș la amanta mea, la Didina. O să-ți rup oasele. Stai! Să nu dai! Să-ți le rup! Să nu dai că fac scandal! Mi-e frică de o nenorocire! Da, să-ți fie frică de o nenorocire. Pentru că precum ai vrut tu să o nenorocești pe Didina, o femeie, ochi alunecoși, inimă zburdalnică, asemenea să știi că o să te nenorocesc eu pe tine. Stai! Stai, omule, pentru Dumnezeu! Mița, Miercuri, Ploiești, Mangafaua... Dumnezeule, am o bănuială. Arată-mi biletul. Eu am fost Miercuri la Ploiești. La Ploiești? Da, la Ploiești. Să fie cu putință. Mița, a opta... Arată biletul. Ia câtă biletul. Ah! Vrei să mă înșeli? Da! M-a tradus. Apă. Crăcănel, sfârșindu-se de la inimă, se moaie din balamale și cade pe un scaun. Apă. Mangafaua. Eu. Eu sunt... Mangafaua? Da, Mangafaua. Eu. A opta oare tradus. Este cu putință, domnule. A opta oară? Nu te mai spui palelalte că sunt halimale, domnule. Halima. Culegere de povestiri fantastice, orientale, cu personaje și întâmplări fabuloase. Numai una să ți-o spui al șaptelea caz de traducere în vremea războiului. Cu muscal? Nu m-ar fi costisit atâta să fi fost cu muscal, fiindcă eu eram de la început pentru convenție. Știi, muscalii luptau pentru cauza sfântă eliberării popoarelor creștine de sub jugul semilunii barbare. Dar cu un neamț
domnule. Cu neamț? Vă-ți idee, domnule, ce traducere! Păi și... Am plâns, cum plâng și acum, căci eu țiu mult la amor. Am plâns și-am iertat-o. Pe urmă am prins-o iar și iar am plâns. Și iar am iertat-o. Nu de multe ori, dar cam des. Așa cam de vreo 5-6 ori. Ce-mi ziceam eu? Vorba dumitale, femeie, ochi alunecoși, inimă zburdalnică. Până când, într-o seară, mă duc, domnule, ca de obicei acasă. Dintr-un sală deschis ușa atacului, întuneric, te-ai culcat, nu răzăpunde nimeni. Inima începe să bată rău, a prins lumânarea și ce găsesc pe masă, domnule? Ce? Un răvășel. Mache, m-am plictisit să mai trăiesc cu o rublă ștearsă ca dumneatale. Nu mă căuta. Am trecut cu neamțul meu în Bulgaria. În Bulgaria? Și căuta neamțul în Bulgaria? Nu știu. Ei, ce te faci, Mache? De desperare, ce-am zis eu? Dacă n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume, încă-i să mă fac martir al independenței. Și m-am înrolat de bunăvoie. Volintir? În Garda Națională. Știi, pentru ca să mai uit focul. Ce închipuiește-ți dumneata acum? Și Mița, ce Garda Națională s-a desființat. Care vă să zic că este un bibicul. Te înțelege, n-ai văzut biletul? Care vă să zic că este un bibicul. Care devine în chestie de traducere și pentru mine și pentru dumneata. Firește. Nu mai plânge. Nu șa de frumos, un folintir ca dumneata. De că nu pot să mă stăpânesc. Mi-e naturelul simțitor. Trebuie să-l găsim. Nu plânge, nu-i frumos. Un volintir? Trebuie să regulăm pe bibicul. Auzi, dumneata, două. Cum să-l găsim? Îl găsesc eu, n-ai grijă. Eu știu politica poliției. Nu plânge, e volintir. Bibicul nostru este aici în bal. Didina mea este aici în bal. Poate și Mița mea. Da. Da? Adică nu, în sfârșit ce-ți pasă? Vino cu mine. Nici o vorbă să nu zici. Lasă-mă pe mine. Să vezi cum îl înhaț eu. Haide, nu mai plângești, volintir. Pune-ți masca și haide. Mița! Mița! Nu, o mai iert acum. Dar dacă s-o mai întâmpla încă o dată, hotărât, mă însor. Haide, nu plânge, nu plânge, zvolitir, și niciun cuvânt. Ah, bibicule! Scena a 10-a. Mița în costumul polonez al Didinii, apoi Iordache în costumul de cazac al lui Nae. Ce dracul caută crăcănel aici? Mă minte că se duce la Ploiești și vine la bal? Nu cumva Mangafaua să le garduri. Ora simți ceva. Mi-au schimbat costumul la grandirop. Nici el, nici Iordache nu mă mai poate cunoaște. Dar Nae? Năică unde e? Unde e pârlitul de pampon? Iordache, în costumul de cazac al lui Nae, intră. Nae, să vedem. Își pune masca. Da, dreacul istorie o să iasă. Crăcănel aici, pampon aici, Mița aici. Numai de-ar fi plecat Nae și Didina. Nae? Oi, fugi că mor, Mița! Unde pleci, mizerabile? Nu vrei să mă cunoști, Năică, ai? Nu vrei să-mi vorbești, a? Fugi de mine, ai? Mișelule, dacă mai faci un pas, dacă nu vorbești, te nenorocesc! Mizerabile! Ai gândit că dacă mi-ai luat sticluța cu vitrionul, nu o să mai găsesc alta? Ți-am făgăduit să-mi răzbun? Ce? Și... Apoi, dacă iei pe coada vitrionului, nu-mi place! Nu sunt Nae, ce poftești? Sunt Iordache, na! Care v-a să zică v-a schimbat costumul ca să mă jucați pe degete? Și-a crezut domnul Nae că scapă cu atâta de mine, a?
Unde n-ai? Trebuie să-mi plecat de mult din bal. Nu l-am mai văzut. Și a plecat și cu cheia. Pe mine m-a lăsat pe din afară. Pa, mizerabilul! Mizerabilul! Scena a 11-a. Aceiași, Pampon și Crăcănel scoțându-și măștile. Costumul polinez! E Didira cu Bibicul! Cu Bibicul? Pe el! Iordache vrea să plece. Pampon îl apucă de o parte, Crăcănel de alta și îl readuc târâși în scenă. Unde te duci, Bibicule? Stai să te judec eu, Bibicule! Nu mă cheamă Bibicul, mă cheamă Iordache! Mița aparte. Pampon... Trece pe lângă Pampon și trage cu putere de o parte, încet. Ești aici? Își arată figura la o parte și iar se maschează. Persoana în chestie? Mița? Iordache, luptând să scape de Crăcănel, își scoate masca. Lasă-mă, domnule! Stai aici! Se luptă amândoi. Nu e Bibicul, este Iordache. Bibicul, traducătorul, este îmbrăcat în turc. Turc? Turcul care ne-a tachinat adineaori! Înțelege odată, domnule, că nu sunt Bibicul. Ce-i sturbat? Vrei scandal? Da, vreau scandal! Lasă-l! Nu e ăsta un greșit! Bibicul e turcul! Turcul care ne-a tachinat adineaori! Turcul? Ai de după el! Dar dama asta cine e? O damă. O damă? Bine. Ai după turc! Nu cumva să-i spui lui Crăcănel. N-ai grijă. Ai după turc! Ai de după turc! Scena a 12-a. Didina în domino roșu. Naie în costumul de la început al catindatului. Vin de bufet. Apoi Iordache, apoi catindatul și o mască. Didina. Da! Când am venit adineauri în bal, m-a cunoscut unul. El trebuie să fi fost Crăcănel al tău. Știe că mă cheamă Didina Mazu. Știe de Pampon. Știe că zice lui Pampon conțina cu 5 fanți. În sfârșit, m-a cunoscut bine. De-aia mi-am schimbat costumul. Haide, haide, Naie, să mergem. Mi-e frică. Haide să mergem, e târziu. Tot aici sunteți, plecați, plecați de grabă, Crăcănel, Pampon și Mița, toți trei. Vă caută să facă scandal, fugiți. Haide. Dacă am putea să ieșim fără să mai dăm prin bal. Nu se poate, altă ieșire nu-i. Haideți. Așa sunt eu. Uite și prietenii. Dragul să te ia. Lasă-mă. Cine-i ăsta? Așa sunt eu. Îmi magnetizez, mi-e cald. Și când mi-e cald, tachinez. Trebuie să te fac un cadril. Ia că ne-am găsit vizoreaua. Haide. Ce? Vă duceți? Nu se poate să vă duceți. Trebuie să facem un cadril. Mersi, drăguță, ne ducem acasă. Acasă? Cu costumul meu? Nu se poate. Dacă vă duceți, dăm înapoi costumul. Trebuie să-mi dai costumul. Nu te las să pleci cu costumul. Ne mai întârzie dobitocul. Schimbă costumul și pace. Nu se poate. O să ieșim prin bal. Mița cunoaște costumul. Ce e de făcut? Spune-i că mai rămânem. Și ne strecurăm binișor și ieșim. Dacă e așa, știi ce? Hai să mai rămânem. Să mai rămânem. Să mai rămânem. Așa, da. Hai să facem cadrilul. În bal? Nu merg în bal. Atunci aici. Sunt magnetizat. Am poftă de cadril. Să-mi fac vânt. Unde e nenea Iancu să mă vază? Jucați-l o figură, două, până uită de costum și pe urmă o ștergem. Ți-am spus că mi-e frică să nu mă vadă bărbatul meu. Parcă mie nu mi-e frică de nenea Iancu. Atâta pagubă. E, haide! Ce faceți? E, haide de! Naie dansează cu Didina, catendatul cu Iordache. Scena a 13-a. Cei de mai înainte, Pampon, Mița și Crăcănel. Apoi, lume din bal.
pampon. Ia ca turcul! În sfârșit! Didina, Naie și Iordache se retrag deoparte. Mița mai la spatele lui Crăcănel și a lui Pampon, care s-au oprit țintă în fața catindatului înmărmurit. Mița a scos din buzunar sticluța și pândește. Pampon! Mița! Crăcănel! Jos masca! Pentru ce? Până aici s-a fost bibicule! Iartă-mă, nene Iancule! Nu mai fac! Pune mâna și scoate masca. Mița, care a pândit momentul, n-apucă el să scoată masca și îi aruncă sticluța în ochi. Nu! Mizerabile! Săriți! Ajutor! Pampon și Crăcănel îl înhață și încep să-i tragă palme. Lume mascată și nemascată, vine fuga. Didina, Naie, Iordache au și dispărut. Cortina. Actul al treilea. Decorul actului întâi întocmai. Scena întâi. Didina, Naie și Iordache în costumurile de la bal mascați. Apoi Pampon, Crăcănel și catindatul de afară. Naie. În sfârșit am ajuns. Aprinde o lampă. Ne urmărește! Trebuie să ne urmărească. Iordache caută pe dibuite chibriturile pe o masă și răstoarnă niște sticluțe. M-ai speriat! Iordache aprinde lampă. Iordache scoate cheia de afară și încuie de grabă pe dinăuntru. Sunt sigură că s-au luat după noi. O să fie un scandal mare. Sunt nenorocită. Lasă-i să vie. N-ai grijă. Oricum avem pe unde scăpa. Zici că ai văzut dumneata când i-a aruncat cu vitrion în ochi? Am văzut eu, firește, a strigat odată na mizerabile și paf. Și pe urmă a fugit pe lume. Cum să scap de nebuna asta? Cum să mă cotorosesc de republicana? Vrea să mă bage în primejdie. Ce scandal! O să mijlocească proces, poliție, procuror și pe urmă la jurați. O să ne dea până gazete să afle la sigur Pampon. Sunt compromentată! Mi-ai omorât viitorul, domnule Naie! Bine, soră, vina mea este păcatele mele. Da, firește, vina dumitale! Dacă știai cu ce republicană apilpisită de ploiește ai de-a face, nu trebuia să mă încurci pe mine! Bine, neică! Nu trebuia să mă încurci pe mine! Tăceți! Ce? Ai? Vine o birge. Nu v-am spus că ne-a luat urma? Tăceți! S-a oprit aici. Hai! Ei sunt. Tăceți! Să stingem lampa. Scoate cheia din ușă. E lumină! Sunt aici! Deschideți! Didina stinge lampa. Întuneric. Deschideți! Binișor, încep. Să ieșim în curte pe fereastra din odăiță. Ori deschideți, ori sparg ușa. Deschideți, ori spargem ușa. Sunt mulți, sparg ușa. Unde ne rău, mor. Să fugim. Haide de grabă, e minunat. Să poftească să spargă ușa. Tii, mare politică mi-a dat în cap. Să poftească să spargă. Sunt turbați. Lasă că-i potolesc eu. Haide de grabă. Haide. Scena a doua. Pampon, Crăcănel, catindatul, în costumurile de la bal, fără măști. Catindatul e plin de pete negre pe tot obrajul. Intrare fioroasă. Pampon. A stins lampa. Cine are un chibrit? Catindatul. Scoate un chibrit de ceară și îl aprinde. Aici este la bărbier unde mi-a scos măseaua nevinovată. Aia, adineaur în bal, zicea să mai scoată una. Nu mai încape vorba, este aici. Aici este bibicul. Am să-l sfâșiu. Cu dinții, cu dinții am să-l rup. După 5 caz de traducere dublă,
ne mai duce din încurcătură în încurcătură. Își bate joc de noi cu dinții. Toată încurcătura vine de la dumnealui. De la mine? Da, de la dumneata. Cum de la mine? Se înțelege! Pentru ce ți-ai schimbat costumul? Pentru ce ai luat costumul turcului? Nu mi-ai spus dumneata că e nenea aia cu un bal? He, și apoi? Cum și apoi? Dacă mă prindea nenea aia cu un bal, mă lua la Ploiești, îmi omora cariera de la percepție. Și cel puțin dacă am fi sigur, sigurisim că e aici. Pentru că dumneata ca un zevzec ce ești. Pentru ce mă faci zevzec, domnule? Pentru că dacă nu tachinai, nu se întâmpla ce s-a întâmplat. Ce să-ți fac? Nu ți-am spus că nu mă pot stăpâni? Când mă magnetizez, eu tachinez strașnic. Și nenea Iancu tachinează când are magnet. Toți ai noștri tachinează. Dar nu ca mine. Vezi? Vezi că ești zevzec? Când îți spun eu că ești zevzec? Pentru ce mă faci zevzec, domnule? Are dreptate, pentru că dumneata ți-ai schimbat costumul cu o mască, care nu știi măcar ce fel de persoană e. Dacă nu și-a scos masca, nu ți-am spus că e vorba de măsele? Era bârtier. Eu vă spui că sunt aici. Nu ne-am ținut noi după birja lor. Birja lor nu s-a oprit aici, nu s-a întors înapoi. N-am oprit noi birjarul care i-a dusese. Nu s-a întors el cu noi și ne-a arătat că aici i-a lăsat pe doi bărbați și o damă. Da. Aici sunt. Aici. Ascunși. Trebuie să fie aici o lumânare, o lampă. Cine a fost aici? Pentru ce a fugit când am venit noi? Că a fost cineva aici. Aha. Ia că-te o lampă. Aprinde-o. Frige. Ai spart cilindrul. M-a fript. Vezi? Vezi? E stins acum de curând. A stins din ea oricând eram noi la ușe. Catindatul aprinde alt chibrit și apucă cu mâna învelită în pulpana hainei cilindru de la altă lampă pe care o aprinde. Ia că o mască! Aici încă una? Încă una. Trei. Sunt aici. Este scoasă acum de pe obraz. E caldă. Ea sudată. Asta e masca de Dini. Îi cunosc mirosul. Să-i căutăm? Aici sunt. Ah, de data asta, Pipicule, nu mai scap. Trebuie să punem mâna pe el. Trebuie să-mi dea costumul meu. Am să-l sfâșiu. Cu dinții am să rup. Cu dinții. Eu nu pot să rup cu dinții. Dar trebuie să-mi dea costumul meu. O ușe, pe aici. Scena a treia. Iordache în costum de oraș, ipistatul, doi sergenți de noapte, apoi Pampon, Crăcănel și Catindatul. Iacă, domnule, iacă în ce hal e prăvălia. Nu-i nimeni. Pe semea a fugit. Scotocesc că nu dai. Să nu fugă pe fereastră! După ei de grab! Sergenții, Epistatul și Iordache se repet spre odaie. În momentul acesta intră Crăcănel și Pampon. Stop! Pune-ți mâna pe ei! Sergenții înhață cu putere, unul pe Pampon și altul pe Crăcănel. Poliția! Catindatul, care a scos capul pe ușe, să intre. Poliția! Își trage repede capul înapoi. Iordache merge repede în odaie. Pampon. Pentru ce, domnule? Vorbă! Ce căutați noaptea în prăvălire negustorilor? Căutăm o persoană. Da, o persoană. Vorbă! Ce persoană? Pe Pipicul. Pe Pipicul. Vorbă! Iordache, intrând repede din dreapta cu gura mare. Cum Pipicul? Ce Pipicul? Care Pipicul, domnule? Mofturi! Aici nu șade Pipicul. Știe domnul subcomisar cine șade aici. Ia-i, domnule subcomisar. Sunt pungaș. Eu pungaș. Noi pungaș. Așa umblă pungaș îmbrăcați? Vorbă. Da, oamenii de treabă. Așa umblă? Pe unde ați intrat? Pe ușă. Da, pe ușă. Vorbă. Da, pe ușă. Dar întreabă-i dumneata cum am intrat pe ușă. A spart-o, domnule. Eu eram în nădăiță dincolo. Am simțit că sparte cineva ușa. De frică să nu mă apuce în casă, să mă omoare, am ieșit pe dincolo pe fereastră ca să dau de știre la secție. Nu e adevărat. Noi am văzut. Vorbă. Haide, luați-i la secție. Sergenții împing pe Crăcănel și pe Pampon. Domnule subcomisar, îmi pare rău. Dar prins, domnule. Vorbă.
Hai deodată! Da, da, nu scapă Bibicu cu asta. Nu, nu, da, brânci, domnule. Vorbă, la secție. Sergente scoate în brânci, pe pampon și pe crăcănel. Iordache, știi de ce venisem eu? Să nu știu, dacă ți-am făcut denunțul să iei. Nu, știi, așa vine vorba. Uite ce vreau să te rog eu. Am o listă de loterie. Iar? Un franc numărul. Mai sunt numai trei numere. Ce? Un portabac cu muzică. Are două cântece. Bine, ăsta parcă-l mai pusese și odată la lot. Avea și eu un număr. Da, s-a și tras la anul nou. E? Am câștigat-o eu. Oprisem și eu un număr. Acum o pun iar. Voi să mai încerc norocul. Mă rog ție, nu mă refuza. Pune și tu unul să le completăm odată. Pă, ia ca. Mersi, neică. Ia vezi, nu da drumul negustorilor. Alora, până nu venim eu, ordonai. Să vedem să nu ne fi luat ceva din prăvălie. Vorbă! Las pe mine, îi regulez eu. Scena a patra. Iordache singur. Apoi, catindatul. I-au lucrat? Să vedem cum are să prinză politica. Eu i-am băgat, el să-i scoată. Eu i-am regulat, el să-i scape. Până una alta, să vedem de urâtul de dincolo. Haide, vino! S-a dus? S-a dus! Dacă mă ducea la poliție, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție. Care nenea Iancu? Nu ți-am spus? Nenea Iancu, bogasierul din Ploiești. Bogasier, adică negustor. Închipuiește-ți, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție. Las-o asta, te mai doare obrazul. De ce? De măsea? Am magnetizat-o. Nu de măsea, de vitrion. Ce vitrion? Care ți l-a aruncat în ochi la bal. Mi-a aruncat și cu vitrion? Cine mi-a aruncat cu vitrion? Da, Made, uite, ești plin de pete. Aia a fost cerneală violentă. Am cunoscut-o după miros. M-a stropit și în gură. Îi cunosc gustul. Cerneală violentă. Știi, la noi la percepție, când pic cerneală pe concept, odată cu limba o șterg. Dar închipuiește-ți dumneata, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție. Cine strică? Dumneata? Ce cauți să te amesteci cu vagabonzi, cu zamparagii, cu pungași, să spargi uși și să intri noaptea în prăvăliile oamenilor? Zicea ca să găsim pe Bibicul. Mofturi! Bibicul care mi-a luat în bal costumul meu și mi l-a dat pe ăsta de turc. Trebuie să-l găsesc, să-mi dea costumul meu. Trebuie să mi-l dea. Nu pot să plec fără costumul meu. Stai, domnule, ce poftești dumneata? Costumul, ți-l găsesc eu, ți-l dau eu. Mâine, poi mâine, îți dau eu garanție să mă apuci pe mine, da? Ce mai vrei? Îmi trebuie acum! Cu costumul ăsta de turc nu mă pot duce să-mi iau hainele mele. Nenea acum a căutat la bal. O să mă caute. O să mă aștepte acasă. Cum să dau eu ochii cu nenea cu așa turc? Mă ia la Ploiești. Îl zdrobește cariera de la percepție. Așa, vorbă. Nici nu-mi poți lua înapoi hainele nemțești. Nu mă poți duce mâine dimineață la canțilerie. O să lipsești o zi, ce lucru mare. Tu zici că nu primești leafă. Mă destituie. Nu se poate să lipsesc. Ascultă-mă pe mine, mai omule. Hai mai întâi să tragi în clopoțelul la ospițărie. Trebuie să scureți obrazul. Nu se poate să te duci în lume așa părlit. E rău de tot. Ești ciuruit. Numai în albul ochilor n-ai. Îi închisesem de frica lui nenea Iancu. Are palmă grea. Vino de grabă cu mine. Cunosc eu un spițer care scoate cerneala cum scoate noi măselele. Odată. Aoleo. Dai vino de grabă. Nu mai sta. Poate te așteaptă nenea Iancu. Haide. Dar fă-ți idee, domnule. Să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
Scena a cincea. Mița singură în costumul de la bal, apoi Didina asemenea. Mița. Am găsit fereastra din odăiță deschisă și am intrat. L-am nemerit. Ori nu l-am nemerit. Da. Trebuie să-l fi nemerit. Da. Sunt o cremenală. Se retrage pe dibuite după paravan. Didina. Mare istorie. Am înghețat așteptând afară în frig. A trebuit să intru înapoi pe fereastră. Naie trebuie să vie numai decât cu pampon. Trebuie să pândesc când ori intra aici, să ies pe fereastră și pe aici mi-e drumul. Să poftească pe urmă domn Pampon acasă în costum de bal. Să-l judec eu. Auzi mișcând. E cineva? S-a prins o lampă. Desigur e cineva. Didina a găsit chibriturile și aprinde lampa. Așa. O femeie, dama de verde. A, în sfârșit. O femeie, e republicana. V-ați speriat, pardon, mă recomand, Mița Baston. Mersi, și eu, Didina Mazu. Ce cauți aici, madamo? Dar dumneata, ce cauți aici, madamo? Eu sunt la amantul meu. Și eu sunt la amantul meu. La amantul dumitale? Amantul dumitale a fost, era, este amantul meu. Dumneata, ca o infamă, mi l-ai răpit. Una din noi două trebuie să moară. Să vedem care. Poftim! Mița se repede turbată la Didina, care se repede și ea și o întâmpină. Amândouă țipă și se încleștează spumând una de alta. Scena a șasea. Aceleași... Nai. Să nu dați oglinzi, că sunt cu chirie. Apoi, repezindu-se între cele două femei, le descleștează și le împinge pe una într-o parte, pe alta într-alta. Didina, căzând de-andăratelea pe un scaun și leșinând, Mița, același joc. Asta e curat ca la normă, hacu-iacu. Se repede și ne zguduie când pe una, când pe cealaltă. Didina, deșteptându-se brusc. Unde-i republicana? Mița, asemenea. Unde-i infama? Se repede iar una spre alta. Iar? Bre, femeilor, veniți-vă în fire! Vine Pampon! Vine Crăcănel! Pampon, Crăcănel? Da, Pampon și Crăcănel! I-am scăpat eu de la secție unde erau închiși. Am pus la cale toate. Drept mulțumire, Pampon, Crăcănel și Ipistatu vin aici acum să facă cinste. S-a dus să cumpere vin și mezeluri. Nu mai e vreme de mofturi. Vrei să te lase Pampon? Ba nu! Vrei să-l lași pe Crăcănel? L-aș lăsa pe Mangafa pentru tine, dar nu pot. Trebuie mai întâi să-mi fac o carieră. Fă-ți-o. Am fost să intru la telegraf. Electric Blastank. Și? Nu m-a primit. Pentru ce? Zice că n-am încă vârsta. Vezi? Apoi nu e mai bun Crăcănel că nu mai întreabă de vârsta? Haide, 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 fiți fete cu minte, că pe urmă mă supăr pe amândouă. Dar Crăcănel a aflat, Mangafaua știe tot. Nu a aflat nimic, nu știe nimic. A aflat de la Pampon. Nimic. Și Pampon știe bine. Apoi dacă n-ascultați, trebuie să vă spun cum i-am liniștit, ca să știți și voi ce să spuneți, cum s-o potriviți. Haide! Să nu dea peste noi aici. Vin, sunt la colț. La colț? Haideți să punem odată la cale încheiarea comediei ăștia. Scena a șaptea. Iordache, apoi Pampon și Crăcănel. Cu butelci, pachete de mezeluri și franzele la subsoară. Apoi Nai. De azi dimineață. De azi dimineață asta merge într-un așa. Ce goană, ce goană turbată, Doamne! Doamne, isprăvește odată istoria asta. Sunt 3 după 12 și mă leși de somn și de-a picioarele. Domnule Iordache! Ei, domnule, ai văzut?
văzut că nu suntem pungași? Stăpânul dumitale, domnaie în persoană, ne-a scos de la secție. Da, domnule Crăcănel. Mă cheamă Crăcănel. Mă cheamă Mache Razachescu. Foarte urât din partea dumitale să te porți astfel. Noi venisem aici pentru Bibicul, nu pentru ce credeai dumneata. Nu avem de un astfel caracterul. Măcar dumneata să fie ala. Să găsești noaptea despre ziua în prăvălia dumitale. Eu n-am prăvălie, domnule. Eu nu sunt cupeț. Adică negustor. Sunt particoler. Știu, dar zic ai, să găsești trei oameni necunoscuți. Așa e, bine zici, trei? Ce s-a făcut urâtul ăla micul, pârlitul, fratele lui nenea Iancu Bogasierul? Pe el pentru ce nu l-a luat la secție? E semne că a fugit ca un laș. Iaca, mie nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat. Dacă oi câștiga, port tabacul cu muzică. Ați pus și dumneavoastră la loteria ipistatului? Mai era două numere. Unul l-am pus eu și unul amicu. S-a completat. A murit Franco. Domnul Nai, unde este? Mi se pare că e dincolo, Nodaie. Să vedem. Merge pe după un paravan către Nai, care intră din Nodaie. Sunt aici, te așteaptă. Așa-i că a prins bine politica mea. Femeile s-au dus. Da. Dar o să se întoarcă numai decât am regulat bine chestia. Cum? Hai să vezi. Treci la pod în față și așteaptă-le. Salutare, meică! Mersi, Nei, că ești un bărbat drept să spui. Nu că ești frizer, dar ești galant. Da, foarte galant. Ne-ai făcut și mie și prietenului mare bunătate. Amândoi o să-ți rămânem foarte recunoscători de cât ai făcut pentru noi. N-aveți de ce, îmi pare rău, datoria se întâmplase la mine în casă. Hai, da, Delu, ce-i drept, e drept, Neică, ai făcut mult pentru noi. Și care v-a să zică Bibicul? Erai dumneata, ai? Bată-te să te bată! Vezi bine! Și Mangafaua nu eram eu! Aș! Mangafaua era unchiul fetii, epitropul! Bată-te să te bată! Și chipuiește-ți, Neică, Neică, dacă te întâlneam azi dimineață când a venit întâi aici, îți spuneai numai decât cum a devenit chestia de a-i înfășurat borcanelele cu pomadă care le-a cumpărat de aici Didina în alea două bilete. Și te lăbuream, frate, dar eu prost să nu-mi dea în gând să întreb măcar pe Didina. Beata Didina. Auzi, dumneata? Și eu gândeam că e biletul Miții. Scena 8-a. Aceiași, Ipistatul, apoi Iordache, apoi Didina și Mița, amândouă în haine de oraș. S-a tras lotul! Acum l-am tras! He! Știu ce l-a câștigat! Iar eu, domnule, închipuiește-ți noroc! A murit, Francu! Ei, păcat! Rău îmi pare! Șt! Tăceți! Mi se pare că s-a oprit aici o birjă. Da! Două dame! Vin două dame! Două dame? Ce să caute la mine două dame? Două dame? Nu cumva? A, domniancule! În sfârșit! Didina! Mița! Nu te ascunde, bibiloiule! Gândeai că n-o să te prizai? De când te pas gândești? Aici la Ploiește ai? În costum de bal ai? De azi dimineață, de când ai plecat de acasă, câte ceasuri sunt, știi? Îți spui eu acasă ce-a fost. Mițo, Mițo, îți spui acasă. Niciun cuvânt mai mult. Haide, haide acasă. Frate, a fost o încurcătură, înțelege? Da, o încurcătură. Se înțelege că a fost o încurcătură, cum se întâmplă totdeauna în carnaval. Ei, dale carnavalului! Să-mi dați voie, coconițelor, să vă explic eu încurcătura pe larg la masă. La masă? La masă? Da,
la masă. Noi, între bărbați, pusesem de gând să îmbucăm ceva aici, la noi. Dincolo e cald, masa pusă așteaptă. Crez că nu o să capăt un refuz. Mersi, monsieur, de invitație. Mițo, să mă vezi cu ghete de brunel cu bizeți pe catafalc. Ghete de brunel cu bizeți. Ghete de lux. Brunel cu bizeț, bucată de piele, adesea cu găurele, pusă în deosebie la vârful ghetei, ca ornament. Frizer, frizer, dar nu știi ce băiat galant e. Dacă mă iubești. Scena noua, aceeași ca tindatul curat la față, tot în costumul de turc. M-a curățat spițerul! Cine-i ăsta? Lasă că-ți spui eu. Ăstuia i-a dat o nebună la bal cu o sticluță cu doctorii în ochi. Și nu l-a ars? Aș, era un fel de cerneală violentă. I-a scos toate? Toate! Uite-te! Îți dau un franc pe una! Mă înșela spițerul. Mai bine. Mâine seară la 5. Bine. Nu bine, negreșit. Nu se mai cunoaște deloc. Dar deloc? Închipuiește-ți să mă fi văzut nenea Iancu în halul ăla. Ați șoptit? Ce s-a șoptit? Ce ai șoptit? Ești nebună, iar începi. Așteaptă-mă mâine la 8 seara. Da. Ia că una a rămas în ceapă. Adu Franco. Lasă-o, aia e de la noi, de la percepție. Știi, am obicei după ce scriu, știe-l condeiu, îl dau prin păr. Dacă poftiți, masa e gata. Masa? Care va să zică ne încurcăm iar? Cu plăcere, Nică! Hai de la masă! Hai de la! Hai! Și? Ia m-a apucat! Dar rău, rău de tot! Știi să o scoți? Scoate-o! Lasă că-i știu eu leacul ei! Eu îi sunt popa! De la Matei, citire! Iordache se repede la masa din fund. Ia o pereche de foarfeci mari și vine cu ele încruntat, plânțănindu-le, catindatului. Șez! Catindatul șade. Iordache cu foarfecele clănțănind, îl amenință să-i le bage pe gât. Catindatul ridicându-se înseninat. Mersi, Nică! Mi-a trecut! Cortina. Ați ascultat? Dalei Carnavalului, de Ion Luca Caragiale. Distribuția, în ordinea indicată de autor, a fost următoarea. Nae Girimea, frizer și subchirurg, Mircea Rusu. Iancu Pampon, fost tist de vardiști, Dan Aștilean. Mache Rajachescu, ce mai zice și Crăcănel. Marian Râle, un catindat de la percepție, Mihai Constantin. Iordache, calfă la Girimea, Ion Chelaru. Unipistat, Paul Talasman. Ghidina Mazu, ex-marșandă, Manuela Ciucur. Mița Baston, Dana Dogaru. Un chelner, Lucian Ifrim. O mască, Felicia Pinte. În rolul cranicului, Horia Șerbănescu. În orchestra de la bal, Lucian Maxim, percuție, Mihai Ceascai la tubă, Constantin Burdun și Radu Florian la tromboane, Octavian Bogdan la trompetă și la vioară, George Marcu. Regia de montaj, Marilena Barabaș și Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta.
redactor și producător Domnica Țundrea. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2010.